să calculăm suma numerelor naturale de la 50 până la 100. O metodă ar putea să fie să le așezăm unele sub altele, scriem o dată suma ca suma termenilor de la 50 la 100 și pe urmă ca suma termenilor de la 100 la 50. Dar cel mai rapid este să scriem suma S ca suma tuturor numerelor naturale de la 1 la 100, mai puțin suma tuturor numerelor naturale de la 1 până la 49. E destul de simplu. Ideea este că știm să calculăm suma numerelor naturale mai mici sau egale decât 100. Este 100 ori 101 supra 2. Și la fel de simplu calculăm suma numerelor naturale mai mici sau egale decât 49. Va fi 49 ori 50 pe 2. Și atunci am rămas cu. 50 ori 101 minus 49 ori 50 pe 2, 25 ori 49. O să dăm 25 factor comun pe lângă 202 minus 49. Deci am rămas cu 25 ori 153 și acesta este 100 pe 4 ori 153, adică 15300 pe 4, deci 3825. Destul de simplu. Vă propun spre rezolvare un exercițiu asemănător, și anume să calculați suma numerelor naturale. Cuprinse între 100 și 200. Inclusiv 100 și 200. Destul de simplu. Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul Subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes!